Știți cu nori ăștia negri pe aici, prin parcul ăsta am eu? Păi, Pietre, ui, dar apreciez că jenic e cu așa pucios, cu ori... Apreciez? Jur! Vezi, dacă nu apă... Te duci tu, da! Da! Opa! Fiica mea! Maica! Dar și plâi! Ce s-a întâmplat? Și doamne, doamne, te-o leacă, da? Păi te rog, o întrahti, bidou, ca să-mi apară lacrimile când mi s-au terminat. A? Nu te joci cu așa focusuri? Îi acadezi, nici tu, dar mă te-ai întors cu schilarea la mine. Dar deja mă zic, ce-ți plâng? Când mă fi și plâng. Cum să nu plâng? Dacă totul se cunchește, totul se cunchește și încă se cunchească. Dar eu nu ce să fac? Cum să le spun la oameni că am un nu e capiețul? Capiețul încă să vină și ca să zic capieț mare. Udiza care cu așa niște ouă. Cum? Ca să-i spun într-așa fel ca ei să mă iubească mai tare ca după cum mă iubesc amu. Că-i observat că dragostea lor față de mine, dar mă să începe a ofili. Trebuie odată cu fapte reale. O fost deprimată de tot. Ce-ți fac, Doamne? Chiar nu pot să pun eu măcar o lacrimă de azi mai mare, așa. Nu pot, chiar că nu pot. E utilă adinsa. Liniștește-te, rog, draga mea. Ce ești bușești pe degeaba? Cine știut că moldovenii cei mai proaste nații de pe planete? Ce ești bușești? Moldovenii sunt răbdători și sunt răbditoate. La Moldova am pus caș în cap. El pe liboma se repede. Da, dar mă să duc acolo vreo sute de nebuni în schinare cu vreo 10 ani de zile. Eu, Doamne Dumnezeu, el a și bucuros și a zbate din palme. Eu îi plas și îi mânat. Așa că îi liniștește, scunchește cât mai mult. Și fășeți, bă, pse tărăboi și la Moldova și fășeți ce vreți. Da, nu vă temeți că eu sunt cu voi. Dar cum? Îi mulțumesc, Doamne, pentru compasiune, dar cum să ies din depresia asta stresantă? E ca așa și icnesc cu sughet toată ziua, dacă mai pominești norodul. Of, poporul, norodul de ce Igor. Of. Eee, Maia Grigori. Uite, încă zic n-a vă. Tu chiar mă dezamăgești în totalmente. Ia n-aveți aminte în trecut. În trecut, da. Câțiva ani în urmă. Nu chiar câțiva, dar mai mulți șori. Când închideai școli. Cum te simțeai? Nu, ia, vezi că apare o lăbăcica. Nu era fericit când închideai școli? Da, mă, și să-i încorc, fa, dacă mă, ești președinte, fa. Am închide universități. Da, începi cu... cu asta grară. Da, și așa, da, mă... moldovenii spre hâtri. Da. Și Universitatea Agrară în Republica Moldova. Și Moldova e țara agrară să aibă Universitatea Agrară. Închide Universitatea Agrară, medicinală, încă vreo 5 universități. Ion Creang închide-l. Da. Moldovanul e de tine prost, nu trebuie să iei hâtru. Și să vezi că orgasmul e pe loc. Vezi? Chiar vă da prosti, Doamne, eu serios, chiar că nu m-am gândit la grozeșia asta, e că eu simt cum mi s-o suc cu ochii. Că eu nici nu erau, dar vă da prosti, Doamne, vă da prosti. Dar nu-i pentru și, draga mea, dar nici tu nu uita de promisiunile tăi. Dar pe nu pe degeaba am făcut asta, clădirile astea. În rai, da? Și am spus că vreau să-i măresc diaspora moldovnească aici la mine în rai. Și am puțin moldovieni. Oricât puțin pe pământii. Dar asta poate și la mine puțin, că puțin pe pământ. Nu mă interesează să-mi trimesc cât mai mulți. Că eu vreau să-i măresc diaspora aici în rai. Moldovieni e interesant. Da? Ei cât trăiesc, tac, chitic.
După ce mora cu... Să aduc aminte că îi pare rău. Că nu a făcut demonstrații, că nu a grăit, că nu a iubit, că nu a trăit, că nu a lucrat. Ce-o davai? Ce-au cacao? Of, cum moldovenii ăștia. Numai probleme, numai probleme, Pașca. Numai probleme. Alege un beu stecan de ceva bun. Da, vă. Dar clar, Doamne, că ați mai țin de cuvânt, dar eu asta își fac amuia și nu viezuri și smăriesc diaspora. Cu încet, cu încet, dar pe așa, nu tot mojile, n-ați mai ușit toată țara odată. Și-a pșină în sfur eu. Și-a cu pătihonici, cu cum zice rusul.